Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Aș întreba dacă ne priviți, da, așa de... așa intră! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Bine frumos venim și noi! Venim aici la o doamnă frumoasă sărbătorită pe nume Mihaela. Cred că dumneavoastră sunteți. La mulți ani, doamnă! Să fiți sănătoasă, mulțumesc, fericită și să aveți parte în viața dumneavoastră de tot ceea ce vă doriți dumneavoastră. Deci suntem echipa surprizele la tine acasă. Știi. Și astăzi pentru dumneavoastră avem o surpriză frumoasă. O surpriză care vine cu multă, multă dragoste și cu multă recunoștință din partea cuiva drag. Cineva care vă iubește necondiționat și care ar face orice pentru binele, pentru sănătatea și pentru fericirea dumneavoastră. Și acum aș veni cu următoarea întrebare să văd dacă cumva... Bănuiți, cine credeți? Ia să vedem. Soțul meu. Soțul dumneavoastră, deci la dumnealui vă duce gândul. Da. Știți că cine ne-a trimis astăzi aici vrea să vă mulțumească pentru tot sprijinul acordat, pentru toată iubirea oferită și pentru minunile din viața dumneavoastră. Mulțumesc, pentru că am auzit că aveți 3 minuni minunate să vă trăiască, să vă bucurați de familia dumneavoastră minunată și toate dorințele dumneavoastră să se adeverească. Și bineînțeles, soțul dumneavoastră ne-a trimis aici cu darul și regretă tare, tare mult că fizic n-a putut să vă fie alături. Dar cu inima și cu sufletul mereu este alături de dumneavoastră și vrea să vă vadă cu zâmbetul pe buze, să știți. Pentru că dacă dumneavoastră aici în țară sunteți bine și dumnealui pe acolo pe unde umblă, va fi întotdeauna bine și fericit. Și am aici un tortuleț, mă puteți ajuta? Da. 33 de anișori. Ne dorim ca această vârstă să vă vină la toate ziua. Sănătatea e cea mai de preț. Am aici un coșuleț cu 33 de trandafirași. Fiecare trandafir însemnând câte un an din viața dumneavoastră minunată. Mai am aici o inimioară care spune așa: cea mai bună soție. Pentru că sunteți cea mai bună, cea mai minunată și cea mai frumoasă soție după această lume, care știe să înțeleagă, știe să pună o vorbă bună și o vorbă caldă acolo unde este necesar. O puteți ține și pe aceasta. Și o sticluță de șampanie o să aducem imediat și pe aceea. Și nu o să plecăm atât de repede, pentru că domnul a dorit să ascultați și o melodie. Haideți să-i dăm drumul să vedem ce spune aceasta. Am femeie credincioasă și cea mai bună nevastă. Ochii ei îmi dau putere pe toate drumurile mele. Nevastă fără defecte, făcută ca să mă ierte. Șterge cu buretele
fiți sănătoasă și ne dorim să vă revedeți curând cu Domnul. Da, mâine, cred că e. Atunci e foarte bine. Acum, dacă aveți și o dorință care țineți neapărat ca ea să se îndeplinească, cea mai importantă dorință a dumneavoastră, să vă puneți și să știți suflați în lumânărele că ea să se adeverească. Să vi se îndeplinească. Mulțumesc frumos. Și tot nu o să plec. Să vină mașina! Să fie cu bine. Doamne ajută, așa să fie. Ce-și dorește doamna să se îndeplinească? O să avem și un mesaj. Un mesaj care vine cu mult dor, cu multă recunoștință și spune așa: la mulți ani, nevasta mea frumoasă, îmi doresc să fii sănătoasă și fericită alături de noi, familia ta. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ai oferit, îți mulțumesc că mi-ai fost alături și la bine și la rău. Îți mulțumesc pentru toată atenția pe care mi-o oferi mie și copiilor noștri. Vreau să știi că oricât de departe am fi unul de celălalt, sufletele noastre mereu vor fi unite și să nu uiți că eu te iubesc enorm de mult, cu drag să dumneavoastră știam. Și dumneavoastră să-i spuneți câteva cuvințele dumnealui? Că îl iubesc și mulțumesc pentru tot ce face pentru noi. Sănătate multă și revedere curând o mâine! Frumos. O zi frumoasă și plină cu sânfinge să aveți și vă mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Mulțumim! Toate